Asta este societatea în care trăim, nu circulă doar informația, ci circulă și răul. Răul în diversele lui forme. Alcool, tutun, droguri, care sunt la dispoziția copiilor noștri, așa cum pe vremea părinților noștri nu erau la dispoziție. Din nefericire, fructul interzis este întotdeauna mai dulce. Cum să facă un părinte? De ce să se agațe în așa fel încât să-i poată preda lecția sănătății copilului, să-i poată preda lecția responsabilității și responsabilizării și să rămână nu prieten, ci în apropiere. Adică dacă tot mi-a închis ușa, măcar să știu că eu sunt după ușă și la o adică pot găsi cheia să o deschid. Aș pleca de la a înțelege această diferență cu care ne confruntăm. Fără doar și poate de îndată ce Google ne înlocuiește, adică copilul nu mai găsește în părinți unica sursă de informație, realizează că lumea este mult mai mare decât a părinților. Și asta se întâmplă la vârste din ce în ce mai mici. Și asta îi face pe părinți cumva să se simtă inutili și vor să închidă copilul din nou în acest cuib parental. Și cu cât trag mai mult de copil închide în cuibul parental, cu atât copilul vrea să iasă mai mult afară. Și eu de aici aș pleca, de la a nu-l trage pe copil înapoi în cuibul parental, ci dimpotrivă a-i oferi șansa de a înțelege că cu cât mai mulți oameni sunt în jurul lui care oferă informație, cu atât mai bine, cu cât mai diverse sursele de informație, cu atât mai bine. Și în loc să respingem informația, hai să o discutăm împreună, pentru că totul pleacă de la această interdicție.